parcă reflectă sărbătorile pe care le vedem în lumea în care trăim, în oraș, în țara noastră, în alte țări, un Crăciun fără Hristos. Și atât de pompos a devenit Crăciunul, atât de multe decorațiuni, atât de multe cheltuieli, dar totul parcă îl scoate pe Domnul Iisus Hristos din centru și pune altceva în loc. Că e un Crăciun, că sunt cadourile, că sunt mesele, că e timpul cu familia, nu mai este loc pentru Domnul Iisus Hristos. Și parcă așa contrast mare este între ce este Crăciunul acum și ce a fost atunci. Un loc umil, o iesle, un staul, am lăsat niște păstori, s-au dus acolo, au văzut, dar câtă bucurie și cât de adevărat a fost acel Crăciun. Am vrea să cântăm o cântare care vorbește despre acest context, despre locașul acesta, despre ieslea în care Domnul nostru Iisus Hristos a ales să se întrupeze. S-a coborât din slava cerească, s-a făcut ascultător până la moarte și apoi și încă moartea de cruce pentru a ne ierta păcatele noastre. Cântăm cântarea Sfânt Locaș, Tainic Locaș. Thank you.